S-a dat startul proiectului Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, a declarat în urmă cu câteva zile Vasile Râmbu, managerul Spitalului Județean. Obiectivul acestui proiect îl reprezintă achiziția unui sistem informatic integrat pentru eficientizarea serviciilor oferite de Unitatea Spitalicească Suceveană. Este vorba despre licențe software, echipament hardware și instruirea personalului. Zilele trecute s-a dat startul proiectului de care am mai vorbit. Este vorba de proiectul Eficientizarea serviciilor medicale oferite de către Spitalul Județean Suceava, derulat în cadrul programului național, deci programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, axa prioritară 3, care se intitulează Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectorul privat și public. Deci a fost o selecție la nivelul Ministerului Comunicațiilor și Societății informaționale, care este managementul de proiect, este proiect și program finanțat din fonduri europene. Și deci au fost selectați 33 de spitale, dintre care 11 județene. Județenii care ne aflăm și noi. Acest proiect vine în continuarea proiectului de modernizare a Spitalului Județean și își propune implementarea 3 module, imagistică, monitorizarea pacienților și un portal medical. Acest proiect își propune implementarea a 3 module. Este vorba de un modul de imagistică, care va permite colectarea într-o bază de date unică a informațiilor obținute de la aparatele radiologice digitale. Este vorba, în fapt, de o aliniere la posibilitățile tehnologice actuale. Un alt modul este modulul de monitorizare a pacienților, cunoscut în literatura de specialitate ca nurse calling. Acest modul va permite conectarea a 300 de paturi din spital și alertarea personalului medical, în mod special a asistentelor, atunci când o urgență intervine. O a treia componentă este modulul de portal medical, care se va conecta la aplicația medicală existentă, va permite culegerea unor informații din fișa pacientului și le va face accesibile personalului medical, la fel pe bază de user și parolă, în conformitate cu drepturile acestuia. În opinia președintelui Consiliului Județean Cătălin Nechifor, acest proiect de eficientizare a serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean se aseamănă cu un sistem de telemedicină. Acest proiect de eficientizare a serviciilor medicale, și cred că e un sistem deschis, care ulterior poate fi upgradat, din câte înțeleg eu, e vorba de un fel de sistem de telemedicină, practic. Vii cu informația de pe aparatul de radiologie, o transferi în orice punct din spital prin intranet și ar fi interesant dacă am putea ulterior dezvolta pe un alt proiect o variantă de telemedicină la distanță, nu neapărat în cadrul spitalului. Cred că ar putea fi utile astfel de abordări, mai ales că tehnologia care e acum la îndemână poate permite un specialist de la distanță, din țară, din afara țării, să poată da o soluție medicală pe un caz deosebit de grav.